Bun găsit la o nouă ediție din Viața Romilor! Astăzi vă prezentăm în câteva imagini cum s-a desfășurat adunarea generală a Asociației Partida Romilor Pro Europa. Liderii filialelor teritoriale au împărtășit echipei din Viața Romilor amănunte despre proiectele organizației și măsurile de reformare a acesteia. Așadar, rămâneți alături de noi! Din Viața Romilor începe acum! Cu tot respectul pentru toți telespectatorii care ne urmăresc sâmbătă de sâmbătă, ca de altfel și pentru alte categorii de telespectatori care se intersectează cu emisiunea noastră de la Național TV, din Viața Romilor, îi rog să-mi scuze tonul acid din această scrisoare. Doresc să precizez faptul că am absolvit Facultatea de Științe Politice și că vreme de 16 ani am condus Comisia pentru Drepturile Omului, Culte și Minorități Naționale din Parlamentul României. În toată activitatea mea politică, că de după 1990 și până în prezent, obiectivul meu principal a fost și este grija față de copiii societății românești. Fără niciun fel de discriminare, subliniez faptul că școala trebuie să fie locul unde absolut toți copiii acestei țări trebuie să fie educați, pentru că ei reprezintă viitorul. În ultima perioadă, în spațiul public, s-a discutat de multe ori problema educației sexuale în școli, începând cu elevii clasei a 5-a. Au fost foarte mulți politicieni care au făcut tot felul de afirmații, zic eu, habarniste, dar au existat și politicieni care prin declarațiile lor au jignit, au sfidat și au ignorat multe persoane care au copii la școală. Din punct de vedere politic, pe agenda publică a Guvernului României și a Parlamentului ar trebui să existe trei puncte în discuție. 1. Cum putem evita un eventual val 4 al pandemiei COVID-19 pe teritoriul României? 2. Cum să ne prezentăm la Comisia Europeană cu un plan de redresare și reziliență cât mai aproape de adevăr? Și 3. Cum reușim să relansăm economia românească pentru ca administrația centrală, Guvernul României, să aibă bani atât pentru majorarea pensiilor, cât și pentru creșterea alocațiilor pentru copii. Stimați telespectatori, tema propusă spre dezbatere de către actuala alianță guvernamentală și anume educația sexuală la clasa a 5-a este o temă falsă, venită întocmai pentru ca populația să nu mai fie atentă la temele mai importante precizate mai sus. Faptul că în școală este necesar să se predea o materie precum biologia, aducând cu sine noi capitole în materie care vorbesc despre sănătatea și cunoașterea corpului uman, este cât se poate de normal. În schimb, ceea ce a propus Barna și USR-ul lui este de-a dreptul strigător la cer, și anume, obligativitatea educației sexuale, începând cu clasa a 5-a. Trebuie să subliniez faptul că Barna și alți miniștri din actualul guvern, ca de altfel peste 30% din actualul parlament, nu au copii. Deci, prin deducție, Barna și useriștii lui sunt habarniști în ceea ce privește creșterea unui copil. Îi întreb pe acești habarniști politici, amatori de tot râsul, ce au făcut ei până la vârsta de 40 de ani, de nu au făcut copii? A, înțeleg, nu li s-a predat, începând cu clasa a 5-a, educația sexuală. Măi băieți, când s-a pus problema ca în școală să se introducă educația religioasă, ați sărit ca și iarși. Motivul îl cunosc, pentru că pe Dumnezeul vostru îl cheamă... Și acum veniți să ne impuneți nouă să ne educăm sexual copiii de la vârsta de 10-11 ani. Măi nebunilor, voi ați auzit ce spuneți? Următorul pas pentru mințile voastre bolnave este să se treacă și la proba practică, probabil. Stimați telespectatori, vă reamintesc faptul că un mare ziarist, critic și foarte critic, inclusiv la adresa mamei sale, a fost surprins la mare la nudiști, în costumul lui Adam, cu doi copii minori, o fetiță de 5 ani și un băiețel de 7 ani, care de asemenea erau dezbrăcați, inclusiv soția lui. Mai rău de atât, există un sociolog, eu îl numesc mormolog, al romilor, care și-a dat cu presupusul cam cum e cu educația sexuală în școli și, vezi, Doamne, e bine să primească educație sexuală de la vârsta de 11 ani, decât la 14 ani fetele să fie însărcinate. Sociologul de serviciu, abonat al fondurilor europene, un
asta luseriștilor și nu numai, nu are nicio treabă cu comunitățile de romi. El este un mercenar, îl interesează doar banii și atât. În încheiere vă spun așa, să știți că drepturile omului, inclusiv ale copiilor, trebuie să fie respectate până la limita în care nu lezează și nu încalcă cu bună știință drepturile altei persoane din preajma sa, așa că îl felicit pe domnul ministru al educației pentru poziția fermă pe acest subiect și anume aceea că fără acordul părinților nu este posibilă participarea copilului la orele de educație sexuală. Iar domnului Barna îi dau un sfat, să folosească mai rar mâna dreaptă cu care să mai și voteze, măcar până la 50 de ani să simtă ce înseamnă să-ți plângă un copil în brațe. Partida Romilor Pro-Europa a organizat de curând adunarea generală a asociației într-un cadru oficial cu respectarea tuturor restricțiilor impuse de pandemie. La adunarea generală au participat membrii din conducerea organizației și reprezentanții filialelor de județ. Cele mai importante aspecte care s-au discutat au fost legate de aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, aprobarea acțiunilor informative, educative și culturale care vor veni în sprijinul comunităților de romi de la nivel național, adoptarea protocolului încheiat între Partida Romilor și Institutul Național de Statistică sau aprobarea desființării și comasării anumitor sucursale ale asociației. Un element de noutate care a prins contur este o platformă de organizare IT a Partidei Romilor Pro Europa, a cărei menire este de a eficientiza comunicarea între conducerea organizației și membrii Partidei Romilor din teritoriu. Colegul nostru Sorin Sandu a stat de vorbă cu cei prezenți la eveniment și a aflat toate detaliile despre discuțiile purtate în cadrul adunării generale. În acest moment se află lângă noi, dragi prieteni, domnul Emil Nea Lăcătuș, președinte al Partidei Romilor Pro Europa, filiala județului Bistrița-Năsăuri și în același timp consilier județean. Aveți o perspectivă mai largă, aș zice eu, asupra comunităților de romi. Haideți să începem cu o chestiune care se referă la această reorganizare, această reformă, de fapt, zic eu, a Partidei Romilor Pro Europa, pe care președintele Nicolae Ponu a anunțat în urmă cu ceva timp. Și care, iată, își derulează pașii așa cum domnia s-a preconizat. Cum vedeți acest proces de organizare, de reorganizare a Partidei Romilor? Acest proces, așa cum s-a mai spus și de către domn președinte Nicolae Păun, care, sigur, cu această ocazie vreau să-l salut și să-l stimez, pentru că este un om care s-a implicat din 92, este un om care face lucruri frumoase pentru comunitățile noastre de rom. Este un proces binevenit, pentru că, așa cum am spus-o și de la noi în județul Bistrița-Năsăuri, fiecare lider, președinte de sucursală, trebuie să aibă o activitate în spatele lui și să aibă o implicare, pentru că, așa cum o spunem de fiecare dată, ca un om fără turmă, n-are cu ce să... ca un general fără armată nu există. Și atunci, ca dovadă, în multe județe, avem 12 consilieri județeni. 12 consilieri județeni la nivelul 12 consilieri județeni, da. Ai partidei consilieri, da. Așa. Și mai mult de atât, sigur, e binevenit această reformă, pentru că, așa cum am mai spus, o reorganizare a sucursalelor trebuie să fie, să ai acolo, în fiecare județ, să ai sucursale care sunt constituite, legal constituite, unde ai consilieri, unde sunt percepuți de către comunitate și de către autoritățile locale, județene și, sigur, trebuie să ai în spate o activitate. Și atunci e binevenită această reorganizare, pentru că, așa cum am spus-o, mulți colegi de-a noștri doreau să ajungă consilier județean, dar din moment ce în spate n-ai nimic, nu poți să dovedești la... Deci n-ai pe cine reprezenta. N-ai pe cine reprezenta și nu poți să dovedești autorităților locale sau să închei un parteneriat cu cineva, pentru că, zice, cu ce vii în spate? Și dacă n-ai în spate ca un general fără armată, nu te bagă nimeni seama. Ce fel de acțiuni sunt necesare la dumneavoastră în județul Bistrița? La noi în județ, sigur, am avut acum în perioada asta, a fost acțiunea asta, campania SOS Copiii Rom, care am continuat-o până în 29 aprilie, conform, sigur, de mandatul care s-a dat de către Ministerul Educației și Cercetării până în 29 aprilie, dar totuși în perioada asta am ajuns în comunități, chiar dacă s-a terminat campania, de am stat de vorbă cu oamenii noștri, pentru că mai perioada
de a-și stabili elevii unde să puncteze pe fișa pe fișă pentru a vedea la ce licee să meargă. Acele întâlniri de consiliere, nu? Da, de consiliere. Am făcut consiliere cu părinții și am stat de vorbă cu fiecare părinte ca să-și trimite copilul acolo unde îi face față. Adică să nu opteze undeva la un liceu, după chiar am avut cazuri și la Bisană Săut, unde după un trimestru a renunțat la liceu. Era peste nivelul lui. Și atunci noi facem consiliere pe înțelesul lor, pe limba lor și ne coborâm la talpă, cum se spune, și le explicăm părinților ca fiecare elev să meargă acolo unde, sigur, în special la meserie, acolo le îndrumăm, mai ales fetele, unde avem și în Bisană Săut, avem câteva licee, școli profesionale pe meserie, coafură, manicură, pedicură și majoritatea fetelor acolo. Și băieții mecanici, auto, șoferi și așa mai departe. Asta e o consiliere acum în perioada asta. Sigur, eu am mai discutat și la nivel de județ, am încheiat parteneriate cu mai multe instituții la nivel de județ, am mai multe parteneriate și chiar discutam o campanie de informare privind acum perioada asta de vaccinare, care chiar am discutat-o și am zis că ar fi binevenită o campanie de ajutor la nivelul comunităților de rom, special, de rom, special pe... Da. Chiar am avut contact din partea DSP-ului ca să putem ajunge, că au fost caravanele astea care se deplasează acum în comune unde se fac vaccinurile și chiar era o discuție pe tema asta ca să ajungem noi în comunități și să le explicăm beneficiile, să le facem fluturaje, să le explicăm flyere, tot felul de pliante, să ajungem să le explicăm că vaccinul este binevenit pentru comunitățile noastre. Sigur, la nivel de județ, acum ne apropiem cu pași repede, pentru că deja iunie, iulie, august, avem la nivel de județ Bisană Săut un eveniment de peste 20 de ediții care le-am adus cu festivaluri, cu tradiții, cu obiceiuri, cu cântece și cu așa mai departe, datorită faptului că acum, sigur, anul trecut am ratat aceste... Nu l-ați organizat. Nu l-am organizat. Avem sprijinul în fiecare an a Centrului Județean pentru Cultură, care este sub tutela Consiliului Județean și am găsit sprijin de fiecare dată. Și anul acesta sperăm ca și noi, la nivel de județul Bisană Săut, să facem această manifestare, mai mult de atâta că trebuia anul trecut să marcăm 30 de ani de activitate a Partidei Romilor și n-am putut, așa cum știm cu toții, că au fost restricțiile, da, care au fost, sigur că... Și sperăm că și în Bisană Săut anul acesta, cu sprijinul Partidei Romilor și cu parteneriatul care l-am cu Centrul Județean pentru Cultură, să marcăm și la Bisană Săut în 15 august de Sfânta Maria, care știu toți romii din județul Bisană Săut și nu numai Bisană Săut, și județele învecinate, că 15 august de Sfânta Maria, Bisană Săut în fiecare an marca această zi prin festivalul tradiției, obiceiuri, cântece. Și veți relua acest bun obicei, să zicem. Partida Romilor, să știe lumea că este o organizație vie, puternică și de 30 de ani este pe paricade și este singura formațiune care apără interesele comunităților de romi și este reprezentată în Parlamentul României, în Guvernul României și are consiliere, are mediatori, are experți pe probleme de romi. Este singura formațiune a comunităților noastre de romi. Și sigur vrem să o marcăm și la Bisa cu 15 august cu această ocazie. Am avut în parteneriat cu Consiliul Județean, fiind și Consiliul Județean, două proiecte foarte importante în județul nostru, unde avem două comunități mari cu peste 20% comunități mari de romi din cu pondere mare, Comuna Teaca și Comuna Lechință, unde Consiliul Județean în parteneriat cu Partidul Romilor a derulat două proiecte, proiectul Impact, unde a fost creare de IMM-uri, reabilitări de locuințe, cursuri adresate de calificare. Adresate comunităților de romi. Adresate comunităților, dar sigur în proiect spunea persoane defavorizate. Spre finalul discuției noastre, spuneți-ne, vorbeam de organizarea partidei, câteva dintre filialele foarte bine organizate din județ sau... Dacă există 5 astfel de filiale, domnule. Din 62 de OAT-uri, din 62, județul Bisană Săut are 62 de OAT-uri. Din 62 de OAT-uri, Partida Romilor are 31 de sucursale. Din 31 de sucursale, sigur, sunt 15 sucursale cu un procent de peste 15 și 20% comunități de romi. Astea 15 sucursale, aproape în fiecare avem consilier local prin acorduri de parteneriate, chiar pe listele Partidei Romilor, avem experți, avem mediator sanitar, dar n-am neglijat nici celelalte sucursale unde avem 20 de familii, unde avem 30 de familii. Adică ziceți dumneavoastră că... Le-am reorganizat și acolo avem persoane de contact și sigur ținem
contactul permanent cu ei, ne deplasăm când e momentul, noi încercăm să venim în sprijinul lor și să fim aproape de ei. Pentru că alții vin atunci când au nevoie de voturi sau mai știu de alte interese și atunci, pe urmă, după aia îi lasă. Și tot la noi vin cu problemele cu care se confruntă la am înțeles, încă o dată. Te doresc sănătate la toți romii și multă sănătate și vă mulțumesc și dumneavoastră. Toate cele bune. Dragi prieteni, noi continuăm. Vorbim în acest moment, dragi prieteni, cu președintele Asociației Partida Romilor Pro Europa filiala Vrancea, domnul Toader Constantin. Domnule Toader Constantin, cum vedeți marea platformă de organizare internă a Partidei Romilor Pro Europa? Este un proces amplu, este un proces care a început de mult și care, iată, își urmează pașii. Sincer, bună ziua în primul rând și bine v-am găsit. Vă mulțumesc pentru invitație. Sincer, pentru marea platformă și reorganizarea tuturor sucursalelor din județul Vrancea și din țară, e un lucru foarte bun, pentru că atunci vedem și noi care sunt membrii existenți, care sunt liderii, decidenți în comunitățile lor și lucrurile pe care ei le pot face sau nu le pot face. Ați considerat că unii lideri ai sucursalelor din teritoriu nu au făcut atât cât trebuia? Nu, eu mă refer la, strig la județul meu, pentru că sunt comunități în care poți face anumite lucruri mult prea ample, dar sunt și comunități care au nevoios de comunicat, pentru că sunt anumite tradiții și obiceiuri pe care ei nu pot să iasă din ele. De exemplu, avem o comunitate în care majoritatea comunității, localității respective sunt de etnie romă și ei nu vor să recunoască că sunt de etnie romă, indiferent ce le spune. Adică ei o țin pe rol spunând că, domnule, dacă eu nu vorbesc limba romanie, nu port fuste, nu port pălării, nu fac ceaoane, eu nu mă numesc că sunt de etnie romă. Asta este imaginea lor despre romi. Asta și spune ei. Nu se identifică cu această imagine. Exact. Deci din 1700 de persoane de etnie romă din această localitate din județul Vrancea, nu sunt declarate decât 10. Din 1700, asta este foarte interesant ceea ce spuneți, dar de ce credeți că, ce determină să nu... E o reticență legată despre situația lor și cu, adică ei sunt și persoane care umblă cu lucruri tip linguri scriptate. Rudari, un fel de rudari, cumva. Un fel de lingurari. Lingurari. Așa, cu tămâie, adică chestii pe care ei își câștigau existența din ele, cu toate că nu vor să recunoască. Eu deja am început să intru un pic în comunitate sau un pic mai mult și să pun accent pe ea, pentru că mi-aș fi dorit foarte mult ca să existe o chestie compactă și ca ei să recunoască că sunt etnie romă. Ce ar însemna pentru dumneavoastră dacă ei ar recunoaște faptul că aparțin etniei rome și ce implicații ar avea acest lucru pentru filiala a Partidei Romilor Județul Vrancea, pentru organizare, pentru romii de acolo? Pentru că orice program sau orice proiect pe care este în derulare, indiferent de natura lui pe acea zonă, spunându-ne, noi nu avem romi în comunitate. Pentru mine e o problemă, adică mă zgâriesc pe creier pentru faptul că știu că sunt de etnie romă și foarte multe cursuri de formare profesională și multe alte lucruri pe care eu le-am dus în comunitate, special pentru această chestie, ca ei să înțeleagă că sunt de etnie romă. Adică noi, Partida Romilor, încercăm să vă explicăm că vă aducem niște cursuri de formare profesională. Care, până la urmă, ar fi în beneficiul lor, bănuiesc. În beneficiul comunității. Nu au nevoie de astfel de beneficii acești oameni? Dar pentru ei eu nu știu. Cred că e un fel de rușine faptul că spun că sunt de etnie romă, pentru ei e o rușine, dar ei sunt bruneți, adică să văd la ochiul liber că sunt de etnie romă. E singura localitate din județul Vrancea care am probleme de acest gen. Acum, sincer, m-am luptat un pic mai mult pentru această situație și cu siguranță văd că lucrurile au început să se îndrepte. Deja am numit acolo o persoană de etnie romă din rândul comunității ca și reprezentant al lor. Am discutat și cu primarul, pentru că ei spun tot timpul, domnule, dar trebuie să știe și primarul că noi suntem Partida Romilor, adică au problema asta. Și altfel, în alte zone, cum sunt filiale? Dați-mi așa, dacă aveți câteva exemple de filiale ale partidei mai bine organizate, mai bine în... Da, avem localități, cum ar fi Zlobăția Bradului, unde e o comunitate compactă și în același timp avem și primar de etnie romă, și viceprimar, și consilieri, adică majoritatea sunt de etnie romă.
Așa, avem la localitatea Tâmboiești, unde majoritatea o dețin romii, ca și populație. Avem acum acolo un expert pe probleme de rome, avem și 3 consilieri locali în localitatea Tâmboiești. Există localitatea, municipiul Alțud, care iarăși din noi e o zonă care funcționează chiar foarte bine. Avem zona Panciu, care funcționează foarte bine, avem Siglea, avem Vidra, sunt. Aveți, sunt destule. Spuneți-mi așa, la o privire rapidă, așa, cam câți romi ar fi asumați în județul Vrancea? Bănuiesc că, știu că se uzita, cel puțin în anii trecuți, exista o numărătoare cumva paralelă, un recensământ paralel al romilor. Unele erau datele oferite de partida romilor pro-Europa, care cunoștea mai bine situația, și altele erau datele oficiale, să zicem. Datele oficiale din ultimul recensământ din anul 2011 sunt 11.900 de romi la nivel de județul Vrancea, și după datele, dar din datele noastre sunt 47.000. Ce ar fi nevoie la noastră? Ce tip de acțiuni ar fi necesare? În primul rând, niște acțiuni educaționale pentru copii este foarte important, pentru că e în perioada în care copiii au luat vacanță și faptul că a fost această pandemie anul trecut și tot așa mai departe. Au fost rupți de școală, au fost rupți de socializare, de anumite jocuri care se puteau implementa, pe care noi am mai derulat asemenea programe în comunitățile din județul Vrancea. Și programe culturale, chestii de acest gen pe care se pot, adică au un impact în comunitatea de rom. Mult succes vă doresc în continuare. Și eu vă mulțumesc și dumneavoastră. Dragi prieteni, noi continuăm discuțiile noastre, întâlnirile noastre cu membrii Partidei Romilor Pro Europa din filialele din țară. Domnul Nicolae Iordache este expert fonduri în cadrul Asociației Partida Romilor Pro Europa. Domnule Iordache, înțeleg că vreți să faceți, să constituiți un centru de programe, de proiecte în județul Dâmbovița. Explicați-ne dumneavoastră mai exact despre ce este vorba. Mai întâi să spun și o bună ziua. Am fost consilierul prefectului 15 ani de zile. Mi-am dat demisia. Prefectura Dâmbovița. Da. Și am stat la masă cu domnul deputat și i-am explicat problemele din județul Dâmbovița, probleme pe educație, pe sănătate, am pus pe tapet toate problemele sociale și am convenit că se deschide la Târgoviște un centru de proiecte și programe. Pe scurt, care ar fi aceste câteva dintre aceste probleme mai importante, mai stringente în județul Dâmbovița pentru telespectatorii noștri și apoi vom discuta și despre centrul acesta? Păi avem probleme de sănătate, de aceea în momentul ăsta derulez un proiect de sănătate, prevenirea cancerului uterin în comunitățile de rom. Am depus un proiect în parteneriat cu Primăria Podlogi, ca parteneră 3. Noi o să consiliem mai multe persoane pe drepturile omului. 30 de persoane o să școlarizăm pentru mediatori sanitari, pentru că este nevoie. E nevoie de mediatori, da, sanitari, adevărat. Și 30 de persoane pentru experți locali, pentru a da o continuitate pe administrație persoanelor din comunitățile de romi. Pentru că am venit acum la Partida Romilor, de la prefectură, nu am avut. Practic, cunoașteți problemele de la nivelul prefecturii? Știu toate problemele la nivelul județului Dâmbovița. Și nu am resurse umane să dezvolt acum centru și am convenit să fac parteneriat cu o firmă de consultanță. Noi, Partida Romilor, am angajat o persoană, celălalt partener vine cu încă o persoană și cu resursele ce mai sunt în... Și sunt de ajuns aceste resurse umane în primă fază? La început, pentru că fiind vorba de un centru, bănuiesc că veți derula proiecte cu sume consistente. La început, suntem la început și cred că e normal să avem mai puține persoane până ne dezvoltăm. Când veți deschide acest centru? Cred că... În două săptămâni. În două săptămâni este centrul deschis și deja aveți asigurate niște finanțări? Nu avem, pentru că nu sunt linii deschise. Au fost linii deschise pentru Planul Național de Dezvoltare Rurală și pe agricultură încă n-am putut să demarăm, dar avem 6-2 cele neagricole.
Adică să ajutăm să se deschidă o frizerie, o coafură, să facem locuri de muncă pentru romi. O spălătorie auto. Am înțeles. Sunt lucruri care sunt necesare în comunitățile de locurile de muncă, da. Locurile de muncă. Bine, vă mulțumesc pentru cele câteva cuvinte pe care le-ați împărtășit despre acest centru pe care vreți să-l constituiți. Vă doresc mult succes. Mulțumesc. Să vă meargă bine și să fie totul în beneficiul comunităților. Mulțumesc pe care și vă așteptăm. Chiar vă rog să ne invitați în momentul în care veți avea proiect în derulare pentru a putea să le reflectăm, să le arătăm prietenilor noștri. Poate astfel le vom da idei și altor oameni care vor să contribuie pentru bunăstarea comunităților de rom. Vă mulțumesc și mult succes! Noi continuăm, dragi prieteni! Stăm de vorbă cu domnul Dumitru Petrică, președinte al filialei județului Constanța a Partidei Romilor Pro Europa. Domnule Dumitru Petrică, în primul rând, cum vedeți această mare platformă de organizare IT a Partidei Romilor? O văd, este un lucru foarte bun și chiar vreau să salutăm această inițiativă a domnului președinte Nicolae Păun. Ce va aduce nou în relaționarea dintre dumneavoastră, și cetățenii noastre ca reprezentanți ai romilor? În primul rând, este un lucru foarte bun pentru tinerii. Tinerii în ziua de azi, cu digitalizarea, este la modă și este foarte ok. E foarte bine pentru tineri. La această adunare generală, între punctele care au fost dezbătute, urmează a fi aprobate, există și aprobarea tipurilor de acțiuni ce urmează a fi implementate de către Partidul Romilor Pro Europa în localitățile din țară. Ce fel de acțiuni aveți dumneavoastră în vedere? Cum le vedeți? În ce zone? Ce tipuri de acțiuni? Diferă de la zonă la zonă. De exemplu, în partea Cernavodă de Megidia, cu Zavodă și Satulan, vrea să dezvoltăm pe educație și sport. Și sport? Da. Pe sport, că avem foarte buni sportivi în zona aceea. Ce sporturi practic? Avem fotbal și sunt vreo 3 copii care fac box în zona respectivă. Copii care și asumă etnia română? Și asumă română și chiar fac sport pe format. Și vreți să-i ajutați în zona asta? Chiar în zona asta. Și alte activități în alte zone ale județului, pe unde mai aveți noastră filiale, cum vedeți, ce au nevoie oamenii, ce v-au cerut, sau cum vedeți noastră? Să fie niște acțiuni și de reorganizare, unde filialele cele mai slabe o să le punem în funcțiune să fie ok. Chiar vrem să mai dezvoltăm zona de Mihai Viteazu, Sinoie, cealaltă de la spre Cumpăna, vreau să mai facem filială, unde sunt foarte mulți romi, dar nu știu și încă nu aveți acolo reprezentanți. Nu avem reprezentanți. Filiale. Dar ce înseamnă pentru noastră filiale mai slabe? Că mi-a rămas așa în minte, asta a spus acest lucru. Au mers mai încet, am vrea să schimbăm conducerea, adică să fie... Sunt oameni care nu țin legătura cu comunitatea, sunt oameni care nu răspund doleanțelor dumneavoastră. Bă, dați seama, și vârsta, încet vrem să tinerim partida. Da. E nevoie de această reformă, de a aduce oameni tineri. Bun. I-am întrebat și pe ceilalți membri ai Partidului Romilor Pro Europa de prin țară, care ar fi câteva, 5 filiale, 3, 7, câte filiale sunt mai puternice în județul dumneavoastră, la noastră, care ar fi și de ce ar fi puternice aceste filiale? Am putea să vorbim de municipiul Constanța, în primul rând, de Hârșova, Cernavodă, Medgidia, Cuzavodă, mai este și acum Valul Traian a început să meargă foarte bine. Ce înseamnă? Iată, ce înseamnă că o filială merge bine, ce înseamnă că o filială nu merge bine? O filială, adică ține pasul cu noi. De exemplu, acum în SOS, în Camarie SOS, copiii romi s-au implicat în aducerea copiilor la conștiință pentru recomandări. Plus, toate acțiunile au participat. Au răspuns, da. Am înțeles. Deci este nevoie de o întinerire a partidei romilor, de un suflet nou partidă și iată că se petrece acest proces. Vă mulțumesc, domnule Petrică, mult succes în tot ceea ce vă propuneți să faceți, mult succes în toate aceste noi acțiuni care vin odată cu această frumos modificare. Dragi prieteni, noi rămânem în continuare, discutăm cu ceilalți lideri ai Partidului Romilor Pro Europa din țară, vedem cum stau lucrurile cu comunitățile de rom din țară.
Lângă noi se află, dragi prieteni, domnul Dragoș Roșianu, președintele Organizației de Tineret a Partidei Romilor, filiala Cluj. Dragoș Roșianu, cum vedeți această mare platformă de organizare IT a Partidei Romilor Pro Europa? Iată, Partida Romilor trece la digitalizare, să zic așa. Ceea ce pot să vă spun în privința aceasta este că încercăm și noi să ajungem la un nivel acolo unde ne este locul și în privința acestor digitalizări. O să avem o platformă online în care o să accesăm, să zic așa, o să avem o întrevedere, o relație cu comunitățile de romi, cu persoanele din cadrul comunităților. Dar cum veți comunica? E interesant asta, că între voi liderii înțeleg comunicarea aceasta online, dar cu comunitățile. Sunt locuri unde oamenii nu au acces la internet sau, mă rog, poate că sunt puține. În general există acoperire, dar sunt comunități atât de sărace încât nu. Cum puteți face această comunicare cu comunitățile? Această organizare, adică comunicare cu comunitățile rome, vom face prin intermediul conducerilor, consiliilor directoare, adică președinților din fiecare localitate, plus de asta și acea cu recomandările, la liceu și la facultate, se va face tot așa. Campania SOS Copii Rom se va face tot prin intermediul acestei platforme. Cum de altfel s-a și făcut anul trecut. Da, a fost uzitată această formă de comunicare, fiind pandemie și oamenii nemai întâlnindu-se. Ce fel de acțiuni? În următoarea perioadă de timp, în urma ședinței care am avut acum la București, o să avem anumite acțiuni în domeniul pe cultură, pe sport, pe tineret și, de ce să nu spun, și pe COVID-19, prevenirea combaterii cu COVID-19. Da, de exemplu, sport, ce vă îndeamnă să faceți acțiuni de sport? Adică sunt tineri romi. Ne propunem ca în perioada următoare să avem activități sportive cu, de exemplu, niște campionate de fotbal cu copiii din comunitățile de romi. Interesant asta, un campionat. Un campionat de box și tot așa mai departe. Da, ceea ce se pricep cei mici. Hai să povestim un pic despre aceste campionate. Cum se organizează aceste campionate? La nivelul județului? Da? Vă dau un exemplu. La noi, la Cluj, ne gândim să facem un campionat de fotbal cu mai multe filiale din cadrul organizației noastre județene, prin care să ajungem să formăm o echipă de fotbal la nivelul județului și să fie recunoscută și pe plan, adică juridic, fiind cu, cum să spun, o asociație sportivă a romilor, să fie inclusă în liga de fotbal. Vreți să jucați în liga? La nivelul județean. Da. Da. Și de ce să nu spun și în privința sportului, adică partea de box, ne gândim că avem și aici mulți tineri care sunt provocați să meargă să antreneze pe în domeniul acesta și să ajungă mari sportivi. Și care merg probabil la cluburi undeva, absolut, nu? Da. Și atunci ar lupta de data aceea pentru romi, pentru echipa. Da, absolut. Foarte interesantă, frumoasă inițiativă. Da, plus de asta sunt care foarte la nivel național cunoscuți, care practică acest sport. Păi să ne anunțați și pe noi, să venim și noi, să reflectăm în emisiunea noastră. Cu siguranță o să vă anunțăm și pe Dragoș Roșianu, puteți să ne comunicați 5 sucursale din județ, bine organizate. Și ce înseamnă că aceste sucursale sunt bine organizate? Se referă această organizare la relaționarea cu comunitatea, la faptul că au dat consilieri locali, județeni? Care sunt criteriile de bună organizare? În primul rând, noi, în urma alegerilor locale care le-am avut în anul acesta, am scos un număr de 13 sau 14 consilieri locali. Pot să spun că cea mai fruntașă și cu un rezultat bun a fost o localitate de la noi, din județul Cluj, Cojocna. Comunitate bună la Bonțida, la Mociu, pot să spun și la Gilău, de unde provin și eu, și tot așa mai departe. Deci sunt localități unde avem o colaborare și o relație foarte bună chiar și în comunitate, și cu liderii, și plus de asta și relația între noi și instituțiile locale. Deci astea ar fi criteriile care desemnează o sucursală a Partidei Romilor ca fiind bine organizată. Plus, pe lângă asta, avem și cu populație mare. Adică există, vă dau un exemplu, la Cojocna avem o comunitate de 2000 de persoane de etnie romă. Am înțeles. Bine. Mulțumesc frumos, Dragoș Roșianu. Mult succes. Abia aștept acele campionate. Cu siguranță, pe lângă aceste campionate, o să avem și noi niște campionate interne ale organizației noastre. O să ne reorganizăm și la în acest an. Asta, da? Și o să încercăm în cele 30 de filiale care le avem să avem o organizație bună, puternică, așa cum e de fiecare dată, și o să încercăm să o menținem a noastră din județul Cluj.
Bine, încă o dată. Și asta îi mulțumesc și domnului președinte Nicolae Păun, care a făcut un, repet, și am repetat-o și în emisiunea anterioară, a avut un management de calitate și a dus Partida Românilor acolo unde e locul. Management care ar trebui preluat, iată, de către toți liderii din țară. Încă o dată, mult succes. Mulțumesc și eu și vă urez mult succes în continuare și vă așteptăm la Cluj. Neapărat venim. Cu drag. Continuăm, dragi prieteni. Domnul Tudorică Răducanu este președinte al Partidei Romilor Pro Europa, filiala județului Dâmbovița. Domnule Tudorică, discutăm trei chestiuni. Iată o noutate. Această platformă de organizare IT a Partidei Romilor Pro Europa, o chestiune interesantă. Cum o vedeți noastră? Da, din punctul meu de vedere, e o chestie foarte interesantă din punctul ăsta de vedere, având în vedere cu pandemia, având în vedere problemele toate care au fost, am putut intra mult mai repede să comunicați. Să comunicăm între noi, da, în perioada asta critică. Da, e un lucru bun, e un lucru minunat, mai ales pentru cei tineri care folosesc aceste platforme. Și folosesc foarte mult. E un lucru foarte bun. E foarte bun. Ziceți dumneavoastră, va aduce beneficii. Va aduce foarte mari beneficii în rândul comunității, în general. Ce fel de acțiuni vedeți dumneavoastră că pot fi organizate în județul Dâmbovița în continuare sau ce au fost organizate acum de curând și pot fi continuate? Ce pot să spun? În județul Dâmbovița se va putea organiza așa cum a fost noi campania SOS Copiii Romi. La nivel național. Cu toate că a fost foarte greu, din cauza pandemiei n-am putut intra în școli și am căutat pe cât posibil să ajungem în comunități, să putem să ne transmitem că e păcat să-și pierdă locurile la licee. Ați ajuns în comunități? Am fost în comunități, greu, dar am ajuns. Care ar mai fi nevoile oamenilor pentru a vă determina să organizați diferite tipuri de acțiuni? Ce au oamenii nevoie în județul Dâmbovița? Ce aveți mai mult în acțiune care noi mai mult ne axăm pe educația copiilor. Astea acțiunea cele mai importante la ora actuală. Acțiuni. Așa sunt foarte multe probleme, vă dați seama, în comunitățile noastre de rom, dar ne axăm mai mult pe educație, ne axăm mai mult să ajungem în rândul lor și să căutăm să comunicăm cu părinții, cu copiii, ca ei trebuie să ducă la școală, să continue mai departe. Un aspect foarte important, puneți bază noi, pe asta e mai mult pentru noi. Locurile de muncă, iar, este foarte important, dar din păcate e foarte greu, dar am comunicat cu ei și am făcut. Am făcut la noi la sediu câteva acțiuni pentru locuri de muncă, împreună cu AJFM-ul. I-am adus la noi la sediu Partidei Romilor, în care o parte din ei au înțeles. Unde au găsit, au găsit, care nu au găsit, nu au găsit. Oricum le-ați facilitat. Le-am facilitat ca să le fie mult mai simplu și mai ușor pentru ei. Acțiune așa importante avem cu organizația tineretului, care vrem cât de cât să-i aducem și să-i punem pe ei în față, să-i lansăm, pentru că tineretul... E nevoie de o altă schimbare. O altă schimbare, e nevoie de copii tineri, copii școliți, copii care au pregătire și care doresc să fie alături de noi la Partida Romilor. Sunt tineri care vor să vină la dumneavoastră? Sunt foarte mulți tineri care doresc să vină alături de noi, mai ales acum că trebuie să le dăm iar recomandări pentru facultate. Știți că noi avem facultate Valahia în Târgoviște și doresc foarte mult să vină alături. Există locuri pentru rom și acolo la Valahia. Da, sigur. Pe toate ramurile avem locuri de rom. Spuneți-mi, vă rog, câteva dintre sucursalele bine organizate din județ. Câte ar fi și de ce sunt bine organizate? La ora actuală, așa cum s-a întâmplat și la centru, am cam renunțat la o parte din ele. Da? Aveam peste 44 de localități sucursale făcute și am rămas cu 25 foarte bine puse la punct. Dar de ce ați renunțat? Am renunțat pentru că n-are rost și așa cheltuielile sunt foarte mari și... Erau ineficiente sau...? Da. O parte din ei plecat, majoritatea din ei care unde am renunțat au plecat în străinătate și... Practic, acele filiale n-aveau pe cine să mai Nu mai aveau cine să reprezinte. Da, nu mai aveau, foarte puțin. Și atunci, asta nu înseamnă că am renunțat de tot la ei, dar am căutat să-i afiliez la altele mai aproape. De exemplu, cum este Răcaru, da? Și am luat Colacu, am luat cele din jur, care sunt la 7, 8, 10, 15 km, i-am adus și i-am pus la un loc. Practic, ați făcut o filială mai puternică undeva în zonă acolo. Așa, filiale puternice, cum să vă spui, că am la
la Mănești, unde am și viceprimar, Măneștiu, comunitate mare. Comunitate mare am și la Cojească, din păcate avem niște probleme care sperăm să le scoatem la bun sfârșit. Moroienii, Morenii, Gura Ognicii, deci suntem foarte aveți cu ce vă lăudați, avem cel puțin 15-20 de filiale foarte puternice, puse la punct oricând să pornească startul. Știți că noi avem consilierii noștri, avem... Am înțeles. Vă mulțumesc, domnule Tudorică, pentru, domnule Tudorică Răducanu, pentru informațiile pe care le-ați dat. Mult succes în activitatea dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc din suflet și să dea Dumnezeu să ne găsim cu bine. Așa să fie. Mulțumesc. Continuăm, dragi prieteni. Discutăm cu alți lideri ai Partidelor Pro Europa din țară. Domnul Alexandru Diamant, președintele Asociației Partida Romilor Pro Europa, filiala sucursală a județului Vâlcea. Domnule Diamant, sunteți și ziarist, sunteți jurnalist, așadar aveți acces mai mult decât alți oameni, să zicem, inclusiv la platformele online. Cum vedeți această platformă de organizare IT a Partidei Romilor Pro Europa? Iată că partida ne propune o nouă platformă de organizare IT de data aceasta. Sunt în mass media. Și consider că platforma ATI vine în ajutorul romilor, vine să colaboreze, o chestiune interesantă, cu orice muritor de rând, orice rom care are un telefon performant, poate să acceseze această platformă și să se informeze de problematica romilor. Eu spun că e o chestie interesantă, bună, care vine în ajutorul romilor din toate comunitățile din România. Și vă spun, aș zice că e un merit al domnului Păun și a echipei dânsului de mass media și de comunicare. Să ne referim un pic la acțiunile pe care le vedeți dumneavoastră în județul Vâlcea, focusate pe comunitatea de rom și în ce zone, ce tipuri de acțiuni aveți în vedere? Aș vrea să vă spun că în acest an Partida Romilor s-a implicat în multe acțiuni, cum ar fi ajutorarea romilor, cum ar fi ajutarea celor săraci care au fost bolnavi și nu s-au putut deplasa de COVID-19. Am dat cel puțin 5.000 de porții de mâncare la romii care nu puteau să iasă din casă pentru că erau supravegheați și erau bolnavi de COVID. O altă acțiune frumoasă, vreau să vă spun că am oferit de Paști cadouri, am oferit pentru cei mici și pentru familie defavorizate. O altă acțiune la noi, la romi, a fost în care noi romii am învățat tradițional să vopsim ouăle. Dar cum se vorbesc tradițional ouăle față de... Deci la noi era cu ceapă băgat în, știți, într-un ciorap, băgat într-o oală care fierbe, dar vopseaua era făcute din frunze, din multe frunze, știți? Vopsea naturală, nu e vopseaua. Vopseaua naturală, apoi le puneam ori cu ferigă, ori cu pătrunjel, puneam pe deasupra la ou în ciorap și atunci și cu foi de ceapă și atunci așa se vopsea la noi tradițional. Exact. Am avut un profesor care a învățat și romii să le-am arătat tradițional și cum se vopsește la ora actuală ouăle în 7 școli. După acea manifestare, pentru copii mici le-am dat păpușele, plușuri. S-a împărțit peste 1000 de păpuși, pentru că mămicile, am fost în colaborare cu multe fundații și au contribuit la ajutorarea copiilor romi prin aducerea de plușuri la Partida Romilor. Până la urmă, mici bucurii care da, să-i încânte pe acești copii. Ultima noastră întâlnire și ultima noastră întâlnire în care noi ne-am implicat Partida Romilor cu echipele noastre și cu profesori, cu inspectoratul școlar, cu primăria Râmnicului, a fost în care am sărbătorit Ziua Națională a Limbii Române. S-a recitat în cel puțin 32 de școli, s-a recitat poezii, cum ar fi Luceafărul în limba româniei. Am făcut un pic de teatru, 5 minute, tot în limba româniei, acel seminar. S-a materializat în 15 comunități din județul Vâlcea.
în un județ care, să știți, că este aproape de comunitățile de romi, pentru că există o colaborare între inspectoratul școlar și Partida Romilor. Avem o colaborare între ATOP și poliție tot pe situația aceasta în care poliția nu poate să intre în comunitatea romilor fără liderul local, nici să mediatizeze, nici să-i atenționeze. Noi romii încercăm... E o colaborare care apare în acest... Exact, avem și un sens. Protocol semnat cu aceștia, știți? Domnule Diamant, care ar fi locurile unde sunt organizate cel mai bine sucursalele Partidei Romilor din Vâlcea? Câteva, 5, 6, da, dacă aveți, da, dacă există? Cea mai bună și cea mai importantă este... cea mai bună filială este la Racovița, unde am doi consilieri locali, unde am mediator școlar, mediator sanitar. Alte localități vreau să spun că am la Câineni, am consilier local, avem la Râmnicu Vâlcea, consilier local, Drăgășani, Lungești, Crețeni și Ionești. Avem în multe localități care fac și aduc o bucurie în casele multor romi, pentru că implicarea noastră pleacă și de la centru și pleacă și de la primarul comunii, pentru că vrem să-l ținem aproape. Am înțeles. Vă mulțumesc, domnule Diamant, mulțumesc, mult succes în continuare în activitatea. Mulțumesc frumos. Din Viața Romilor, emisiune care continuă. În studioul pe care l-am organizat aici, la locul unde se desfășoară adunarea generală a Partidei Romilor Pro Europa, se află în acest moment domnul Ionel Marghiolescu, președintele Partidei Romilor Pro Europa, filiala Prahova. Bine ați venit, domnule Marghiolescu. Bine v-am găsit. Câteva minuțele vorbim și cu dumneavoastră, ca și cu antevorbitorii dumneavoastră. În primul rând, vedem că în acest proces de reorganizare a Partidei Romilor Pro Europa a apărut un element nou, organizarea, o mare platformă de organizare IT, pe care partida ne-o propune. Cum vedeți această platformă? Ce părere aveți? Este o platformă benefică pentru comunitățile de romi, unde noi vom intra online, chiar și tinerii care sunt tineri studenți, organizațiile noastre din teritoriu, adică din județul Prahova, vom intra online cu toți colegii noștri care îi avem, chiar de ce nu și primarii, cu experții locali din prefectură, expertul local din comunitate, din primării, mediatorii sanitari, mediatorii școlari, toți vom intra acolo și e benefică pentru comunitate. Mai ales că acest lucru se petrece deja în societatea românească de ceva vreme și... Salutăm Consiliul Director al Partidei Romilor la nivel național pentru inițiativa asta și pentru aprobarea care noi am avut-o azi. Și apropo de aprobare, au fost aprobate acțiunile care urmează a fi desfășurate în perioada următoare. Cum vedeți aceste acțiuni? În ce zone ce fel de acțiuni veți implementa în zonele din județ? Va fi acțiuni educative, acțiuni pe COVID 19, de prevenire, da, pe prevenire de combaterea pandemiei, da, noi în parteneria cu Crucea Roșie Prahova, noi tot timpul de un an de zile stăm numai în acțiunile astea, se văd online, adică pe paginile noastre, pe tot ce credeți dumneavoastră de la Prahova, noi avem chiar acțiuni de un an de zile, de 15 martie anul trecut, noi stăm numai în comunitățile de romi. Iar acțiunile se va desfășura în cel puțin 15 localități din Prahova. Asta în ceea ce privește relația cu Crucea Roșie și, da, și acțiunile pentru combaterea acestui pandemie. Virus, acestei pandemii. Alt tip de acțiuni, alte... Educative. Da, pe educație, pe informare, culturale chiar vom face acțiuni, reorganizare a filialelor. Și reorganizare acolo, aveți în vedere. Da, acolo unde nu avem lider sau liderii noștri nu și-a mai făcut treaba. Acolo există, vom face, există și atât, da. Adică trebuie să spui lucrurile pe nume până la urmă. Da, acolo vom face schimbări și vom face la nivel de județul Prahova, vom face schimbări majore. Majore în care vom veni în 2024 cu o altă garnitură de oameni, cu tineri, cu oameni buni care să candideze la alegerile locale din 2024. Pregătiți alegerile din... Pregătim de acum. De acum. Sunt pregătim. Tineri care vin alături de dumneavoastră? Foarte mulți tineri. Foarte mulți. Pregătim o garnitură de tineri care să vină să, de ce nu, să ne ia locul. Noi să rămânem în spate și să meargă înainte să... Este nevoie de această continuitate, da, și de acest este suflu nevoie, nou. Este nevoie, da. La Prahova noi chiar avem
și candidați buni care au fost anul trecut în 2020 și care se văd lucrurile bune în comunitate. Și apropo de aceste lucruri bune, câteva dintre filialele puternice organizate la dumneavoastră în județ, ar fi 5 astfel de filiale sau da, mai puține? Avem Mărgineni, Florești, Șotrile, Mizil, Sângerul, Bucov, de ce nu și Ploiești. Sunt mai mult de 5. Da, mai mult, de ce nu? Dar din cauza aia m-am oprit. Bine, vă mulțumesc, domnule Margiulescu. Mult succes în ceea ce vă propune să faceți. Vă mulțumesc și mult. Să ne mai chemați și pe noi când aveți, când aveți acțiuni interesante pentru a le putea reflecta. Cu drag, cu drag așteptăm în județ la noi. De anul, de luna viitoare veți fi în județ. Toate cele bune. Noi continuăm, dragi prieteni. Stăm de vorbă cu domnul Nelu Pavel, președintele Partidei Romilor Pro Europa, sucursala județului Gorj. Vom vorbi în limba romanii, pentru că domnia sa și-a exprimat această dorință și mie îmi face mare plăcere să vorbesc în această limbă. Raya Nelu Pavel, angloasa orând, dar prima îngăsar, dihesca de aia platforma etică ai camelte cărela nepartide ale romenghii. Să viziunea la și pentru că, dicasi situația, hai trebuie să te las exemplu de gajen, dar ca și de aștia, răsări informația la centru, Ender Gaba, Hasea Romende, hai de la București, amende în Delgaba ale Romeni de sea că există activism rom, ca să avem comunicarea, hai te avem, te geanas exact o e ca vrestar, ca să dai saril, te arăsulă mesaj, cât mai sugole manușând, de hai indectan, te dai saras, te discuțizar, sunt trebuie că rimas. Asta adică se reforma de partida? Camas și Camas e organizația partida în Sirii, cel mai zuralii organizația, n-a numai amende, dar am doar ce mamaro, hai Sirii, pasea Europa. Pentru că star. Sunt structura, sunt și au rătărne, lilea. Ai trebuit teme ca să o tanfie să aveți cu, ca să îngăril mai dure ardu, n-am ca de la Tranda Băș, but bășa angri, dar te avea la me manuș, o manuș potrivit mie de Tanescu. Te avea ne tărne lilea, iogheale, ca să le irom, ca să da știinte prelon mai dure ardu, e activitatea iroma ei, hai te avea manuș care crebu că andarom, dar te crebu ile gajința, că bile gajen go naștite că razbuche amen. A că e ceva schitanes, că e schitanes. Normal. Hai atunci mi gândi ma, hai pendem se aromenga că amen gândi să dăm de felul gen de la legere, încă stai aver pala la legere. Atunci fie mârdoș, fie doș lenghi, trebuie te căra să canaliza. Hai însemnute reforma, reorganizarea ne fie sau o gau te inclusiv andamande, ca n-a considerat la pe că trebuie să avea la vere în demorotan ca îngrele buchea mai școară, mai mișto angri, mes citirea la unde organizația beșau, s-a pașa târne, s-a pașa al manuș, singurul dorința mără, te jeal mai mișto s-ar gălea jacana. Ca n-a ce mai beșau, bășdui, și ca n-a organizat doar sa me, că organizația ca de ei romai, n-ai mânră sările romenghi, ale rom trebuie să înțelegilă buchii, iec, ca n-a sa mech pașa ver, am mari forța, am mari puterea să li mai zurali. Am mai citit multe gândi să răz mea mente, gândi să răz mea mare și avem de amare nepoțânde, de a avea viața mai șucar, mai lași. Si sucursales de până lângă Tumen de Andogoj, că ai Jean mai mișto, si aver că ai și Jean mișto, ai cam este parove să-l buchea? Așun, Elena Iare, va stisară, cea mea înțea, Hana Egalu. Dacă n-a că sunt organizații ca ai găle mai mișto, dar încă ce să mulțumim, Elena, dar că dar știi n-ați but mai but, hai să organizații că ai trebuit reformă, hai trebuit de toți manuși că ai meritat, hai că ai trebuit fie sau structurate. Dacă la mine aștept mă tau că mie ce să mulțumim, am dat socăr de abament până în momentul din ultima perioadă, am dat acolo. Mie cam o but, mai but, te ele rămâne astare în încredere în de amende, aminte poate să arătă să mă pe rol. Hai trebuit că reorganizarea ca aște avem mișto în dalul. O să o acție mangel peste cres în Doltana ca ai tren în Roma. Acă la că buchi, ca ai diclem la me, hai că ai prinjeam de pe, ca ai să ne sea cem, ha nu numai îndocem, și perioada ca de aia, ca ai sări de dui bărș, ca ai discutit pe, hai jandul pe, hai diclea pe, hai să parimos în dasea rom, le restricții ca ai să le, situația la boala aia, ca de aia, ca ai sări, amen mai cărdea, mai discuti să deam le romeni, dar că amen cam asta în gomiștimă, să-i întrebul, te gândi să araste, geanaste, avea la megrija la mare și avem, dar prima acțiune care cam au cam te mai jau pale, te conștientizau, e situația le covitoschi, căștele în lansamă, că n-ai climasco, amen gândi să adresa mea mare și avem, de că aștia avem mișto andale, le-am dat mare pure.
Aia, a doua problemă, să educație. S-ar pendenția romengă. Prima bucă cel mai important, tot să te investi în rapiscă și ave, te dele ca școala, te schimbol, că să timpul pare ave, nu mai pare. Atunci când a investit în detușeau de câte des de lovele lăuta rengă, hai te căres în del motoară, te des lobe but, de andate și ave, te să ca ave în lil, te mândru stulența, că n-avea puro, avea la medicu, avea la inginerii, avea la manuș barvalo, dar și în sumotonii lumea, dictau și au recutaresco, sara răzlo, ca n-a să cadea lil, hai atunci, să te dicăn, că sunt mișto bucurimpe, ai să de satisfacții. E andament de te reprezenti la me, e că ajete n-am mai motor, n-ai mai ca să te dap duma, ca n la pregătime, liceu aia, facultatea aia. Andament de rom tradițional o să fie foarte important. Ca n-a să rom, că e trebuie să adeană, adică s-o să-i țigănia, s-o existor le rom, mai respectiv, e andal buchiale puricane, amare, ca ai respectivile, hai să buchi la și nasia, dar partea andal buchiale puricane să le foarte lașe. Pe fiind avem bactarii, m-am să mă mără și ea. Terminsa din facultatea, terminsa din îndelgaje, că rimbuchi îndelgaje, dar o tapetă romano, respective, andalen de opachiv, sunt importante, pentru că gândiri pe amende, gândiri pe descă și avende, așa te puteți ca veni lumea de naia pe lende, pe ipachiv, au respectul solul cel mai important, o buchi, amende, în cuvântul roman. Continuăm, dragi prieteni, după acest scurt dialog de suflet în limba romanii. Vorbim cu domnul Alexandru Racoltă, președinte al Partidei Romilor Pro Europa, filiala județului Covasna. Domnule Racoltă, ce mai faceți? Ne-am mai văzut de ceva vreme. Bine, mulțumesc că a fost și situația cu pandemia asta. Din cauza asta nu ne-am văzut, dar totuși de comunicat am comunicat. E adevărat. Cu cei de la București. Apar tot felul de schimbări în acest proces de reformă a partidei, de aducerea unui suflu nou în structura Partidei Romilor Pro Europa la nivelul întregii țări. Unul dintre lucrurile interesante care apare acum este o mare platformă de organizare IT pe care partida o propune. Cum vedeți acest lucru? Eu văd lucrul ăsta un lucru foarte bun, în special pentru comunicare. Nu o să mai alergăm după acte, nu o să mai alergăm după alte lucruri, ci din contră o să fie o platformă foarte benefică atât pentru noi cât și pentru membrii din subfilialele din județ. Noi o să avem o evidență foarte clară cu membrii, adevărată, nu aiurea. O să avem... Nu aveți nevoie. În acest moment o... Avem, dar avem scriptologic, adică pe registre... Și e mult de umblat, nu accesez. Dacă eu am nevoie de cineva, ia toate registrele, caută-l unde e, cine e și așa mai departe. Deci e o muncă foarte grea acum la ora actuală. Dar pe platformă e foarte simplu, cu un click am putut să intrăm pe platformă și avem toate nevoile care avem noi în teritoriu, deci, putem să le obținem de acolo. Deci e de bine. Atât și cereri de finanțare, cât orice informație care vrem să o avem de la București, putem să o accesăm exact pe platformă. E un lucru benefic. Am înțeles. Spuneți-mi, pentru că printre lucrurile care au fost aprobate de această adunare generală a Partidei Romilor, există și acel punct care spune că aprobarea tipurilor de acțiuni ce urmează a fi implementate de Partida Romilor da, în Europa. Ce fel de acțiuni aveți dumneavoastră în vedere în județul Covasna? Deci în ce zone? Județul Covasna aș avea în primul plan acțiuni cu educație. E o problemă educația. Am văzut că majoritatea liderilor Partidei Romilor pun accent pe acest aspect, educație. Pe educație. Vrem și ne dorim foarte mult atât liderii din comunități, toți, ca să putem să dăm un suflu nou copiilor, ca să poată să frecventeze școala, să continue după 8 clase. La sănătate, pe sănătate, mai ales că e problema cu COVID-ul, vrem să facem acțiuni, vrem să informăm și comunitățile posibilitatea pentru vaccin, vrem să luăm legătura cu medicii de familie, la fel, și vrem să intrăm în comunități puternic de tot ca să putem să informăm toate comunitățile
ca să ne ferim de COVID. În primul rând ne ferește Dumnezeu. Rămâne această sintagma noastră, puternic de tot, adică până acum n-ați intrat puternic în comunități. Am intrat, dar totuși a fost anul ăsta de pauză, deci a fost un an foarte dificil. Deși noi am avut acțiuni, chiar dacă a fost COVID, noi am avut acțiuni cu ajutoare, ne-am dus, am comunicat cu ei, dar totuși cu o puțină rezervare. Deci nu știam cu cine avem contactul direct, oare e bolnav sau nu e bolnav. Și aveam, totuși, mă duceam eu, luam o echipă de 2, 3, 4 lideri lângă mine și ne duceam. Nu puteam să zic că nu mă duc, dar totuși, nu ca acum, de exemplu, când pot să mă duc liniștit și pot să-mi fac treaba fără nicio problemă. E ceva mai multă siguranță. E mai multă siguranță. Care ar fi, deci a zis, educație, sănătate. Acestea sănătate, sunt două aspecte puternice interesante care pe care aș vrea să mă anexez. Mai ales, acum e și pe cultura. La noi e o problemă și cu cultura, că e combinată cu cultura ungurească, deci... Da, deci, e o interesantă asta, interesant. Sunt român, maghiar și e un melanj interesant. Și e o chestie, deci, haideți să vă dau un exemplu. De exemplu, la noi, la Berlin, e o echipă de dans maghiar. Dar dacă eu comunic cu ei și vine în comunitate, poate să danseze chiar și țigănește, deci nu e nicio problemă. Deci nu e o deschidere culturală, să zicem acolo. O deschidere culturală atât pentru unguri cât și pentru romii noștri. Deci trebuie combinată. Avem posibilitatea asta. Dar oricum, cultura este un aspect deloc de neglijat. Este deci o amprentă a comunității până la urmă. Vrem să identificăm în continuare, așa cum am identificat și până acum, băieți tineri, fete tinere, comunitatea să se implice și aș vrea foarte mult să se implice mai mult comunitatea. Spuneți-ne așa de la final, aveți 5 structuri, 5 zone unde Partida Romilor este mai bine reprezentată, mai puternică sau poate sunt mai multe. Am luat 5, acest număr la întâmplare. Așa. Haideți să vă spun, Buțaniu Mare, Sat Herculan, Belinu, Vâlcelele, comunități mari, Ghelința, Ojdula, ați depășit 5. Sâzieniu și așa mai departe. Sunt comunități puternice. Dar apare și la dumneavoastră în județ nevoia de schimbare, de reformă în cadrul partidei? Își dorește și chiar și liderii dorește. Vrem ceva, un suflu nou. Suflu nou nu vine de nicăieri decât de la tineret. Și asta vreau, să vină tineri. Și sunt tineri care își vin la către dumneavoastră? Unii vin, unii nu vin, unii sunt plecați, deși s-au dus la școală, am alergat cu recomandările, mai ales acum și acum cu facultatea, cu locurile la facultate, ne-am dus comunitate de comunitate, am alergat, am stat de vorbă cu ei, dacă sunt băieți interesați să continue, le sprijinim cu tot ce ne stă în putere. Ați vrut totuși, să vină lângă dumneavoastră? Da, împăcat în suflet, domnule, partida a făcut ceva, nu eu, că nu e meritul meu. Partida a făcut ceva pentru unul sau doi din județ care au mers pe locurile noastre și au terminat o facultate. Și care au fost capabili, sigur fost, că dacă contează și capacitățile lor, dar iată că dumneavoastră i-ați ajutat. Păi încheiem în această notă optimistă și frumoasă. Sperăm să fie scurta noastră discuție, pentru care vă mulțumesc și vă doresc mult succes. Mulțumesc la fel pentru toată lumea. Mulțumesc. Rămânem în continuare, dragi prieteni, cu alți invitați. Ionuț Androne este coordonatorul Partidei Romilor Pro Europa, filiala județului Brașov. Ionuț, vorbim despre această platformă, mare platformă de organizare pe care o propune Partida Romilor, organizare, platformă IT. Cum se vede această platformă din punctul de vedere al coordonatorului regiunii Brașov, județului Brașov? Se vede bine, în sensul că noi construim la Brașov de ceva timp o echipă de tineri, din 2015 mai exact, și tinerii de la Partida Romilor Brașov și din ziua de azi se regăsesc în ceea ce înseamnă, mult mai mult în ceea ce înseamnă mediul online. Asta știm cu toții. Și atunci, pe de o parte, trebuie să avem grijă să nu ne îndepărteze foarte mult de firul ierbii această platformă. Iată. Pentru că mediul online e atrăgător, e simplu de accesat. E și acaparator de multe ori. Exact, internetul nu lipsește, nu prea lipsește nici din comunitățile noastre de rom. Și atunci trebuie să avem grijă, trebuie să fim ponderați, trebuie să fim echilibrați în ceea ce înseamnă accesarea acestei platforme. Pentru că, după părerea mea, după cum a prezentat-o deputatul Cătălin Manea, este important să înțelegem că este o platformă simplă, simplu de accesat.
pentru oricine care cunoaște, nu știu, care are conturi pe rețele de socializare. Este simplu, nu este nimic complicat, însă trebuie să fim atenți, după cum spuneam mai devreme, în ceea ce înseamnă, între ceea ce înseamnă mediul online și firul ierbii din comunități. Cu realitatea. Pentru că este foarte important ca toată lumea să înțeleagă, cel puțin din punctul meu de vedere, că prezența noastră în comunități este cea mai importantă, este cel mai important lucru pe care noi trebuie să-l facem și menirea noastră, de fapt, în Asociația Partida Romilor Pro Europa. Și această rețea, această platformă trebuie văzută ca o modalitate de a atrage, de a promova și de a, nu știu, poate simplifica ceea ce înseamnă relația membru-comunitate, din comunitate și organizația noastră. Ce fel de acțiuni veți implementa în continuare, în perioada următoare? Cum vezi aceste acțiuni și în ce zone din județ le veți implementa? Noi avem foarte bine definite zonele în care acționăm. Din cele 58 de OAT-uri din județul Brașov, noi vrem să ne concentrăm undeva la 15 din aceste zone, pentru că sunt și cele mai mari comunități din județul Brașov, unde locuiesc preponderent persoane de etnie romă și avem și structuri vechi acolo. Când spun vechi, spun oameni care sunt consilieri local de mai mulți ani sau fac parte din societatea activă locală. Și atunci, nu știu, acțiunile pe care ne dorim să le implementăm vrem să se bazeze pe doi piloni. Unu, primul pilon, ceea ce vine de la centru, ideile și indicatorii pe care acești oameni de la centru ni propun și ni insuflă prin documentele pe care ni le trimit și viziunea noastră. Pentru că este foarte important... Ar trebui să ținem cont de viziunea, pentru că voi sunteți de acolo, de exact, la zona... Exact. Și trebuie să fie o corelare între aceste două idei, pentru că, nu știu, acțiune pe care o faci în Bistrița, poate nu este bună în Brașov, pentru că oamenii, și nu vorbesc romii, să se înțeleagă, oamenii din Bistrița sunt diferiți de oamenii din Brașov. Pentru că oamenii din Brașov locuiesc la munte. Și nevoile poate sunt altele. Ca idee, oamenii din satul mare sunt în satul mare, mai aproape de Ungaria. Și atunci, că vizitez aceste județe și știu, oamenii sunt foarte diferiți. Și atunci acțiunile trebuie să fie diferite. Sistemul de învățământ este diferit. De exemplu, nu știu dacă vin în zona asta a Bucureștiului, sistemul de învățământ este puțin mai dezvoltat. Că vorbim de infrastructură, de toate, că sunt și acțiuni pe educație, în ceea ce înseamnă activitatea noastră. Este mai dezvoltat ca la, nu știu, ca la, să zic, Brașov, într-o comună, comuna Racoș. Și atunci acțiunile astea nu pot semăna. Pot avea elemente comune, însă nu pot fi identice. Ele trebuie structurate și bazate pe nevoile reale, exact, ale comunității. Cum ai scrie un proiect? Și atunci care ar fi aceste nevoi? Că vorbim despre nevoi și în consecință vin și acțiunile care să acopere aceste nevoi. Cred eu că nevoile pe care noi ar trebui să ne ghidăm acum sunt legate de educație în primul rând. Și nu mă mai refer la educația pe care le făceam înainte, nu știu, a dărui niște rechizite. Mi-am dat seama în anul 2021 că au fost acele acțiuni bune, însă ar trebui să se oprească. Pentru perioada respectivă. Exact. Au fost bune atunci, însă acum trebuie să punem mai mult, să fie la un an nivel. Să mergem în școli, pentru că asta e o idee de-a mea, să mergem în școli și să... Nu știu, să-l întrebăm un copil de clasa 8-a, să stăm de vorbă 5 minute cu el și să-l punem să scrie numele. Sau să scrie o propoziție gen Ana are mere. Să vedem dacă poate să facă treaba asta. A, da? Da. Adică la nivelul ăsta este învățământul? Da, la nivelul ăsta este învățământul din România și cred că mulți o pot spune. De exemplu, în municipiul Făgăraș sunt copii de clasa 8-a care sunt analfabeți funcționali, girați de sistemul de învățământ din municipiul Făgăraș, aruncați în liceele sau școlile profesionale din județul Brașov. Și lăsați valtă după terminarea liceului, bineînțeles. Și atunci, acolo cred că ar trebui să ne ducem noi. În anii terminal din ciclu gimnazial, fie că vorbim de clasa 4-a, 5-a, fie că vorbim de clasa 8-a, să ne ducem spre ei cu pregătire. Pur și simplu, pregătire prin cadre didactice, pentru că avem cadre didactice pregătite să facă treaba asta. Chiar noi la Brașov, tot anul 2020, am implementat sigur acțiune de after school online. Și dacă vă vine să credeți, 12 profesori români au participat în mod voluntar la acest program. S-au făcut meditații.
în mediul online, la Făgăraș, printr-o platformă inventată de noi și făcută de noi. Câteva din sucursalele puternice, bine organizate, bine încastrate, bine structurate în județul Brașov. Noi la Brașov din 2015, de când reconstruim, noi avem un număr de 10 structuri bine organizate, în sensul că am făcut asta din timp. Și ne-am ghidat pe ceea ce înseamnă oamenii de acolo, după cum spuneam, criteriile pe care le-am impus. Nu le-am discutat, le-am impus. Și atunci 10 structuri pot eu să spun că sunt bine organizate. Vorbim aici de Racoș, de Homorod, de Făgăraș, de Șinca, de Budila, de Teliu, de Prejmer. Mai sunt și altele care... Săcele. Ionuț Androne, mulțumesc pentru ce ne-ai spus. Întotdeauna e o plăcere, o discuție cu tine. Sentimentul și pentru că vine din suflet ceea ce spui și pentru că se simte suflul tânăr și dorința omului care nu are grija zilei de mâine de a face ceva pentru semenii săi. Îți mulțumesc încă o dată, mulțumesc mult succes îți doresc. Dragi prieteni, misiunea din Viața Romilor continuă. Mai e puțin, dar continuă. Îl avem invitat în studioul nostru pe domnul Petre Zelariu, președintele Partidei Romilor Pro Europa, filiala județului Mureș. Domnule Zelariu, apar schimbări, apar noutăți în Partida Romilor Pro Europa, în acest proces de reformă început în urmă cu ceva vreme și proces pe care președintele Nicolae Păun l-a anunțat la un moment dat și de care se ține cu fiecare zi care trece. Cum vedeți această mare platformă de organizare IT? Pentru că acesta este un subiect nou care vine pe tapet în, odată cu această adunare generală a Partidei Romilor Pro Europa. Această platformă IT, eu cred că este un mare progres în ceea ce înseamnă activitatea noastră viitoare. Cred că ne va da posibilitatea ca, într-adevăr, să devenim mai vizibili, să putem să lucrăm mai eficient din teritoriu, inclusiv relația cu centrul va fi mult mai rapidă. Vom avea acces la foarte multe informații și cred că ne va da posibilitatea ca să putem de asemenea și din teritoriu, oamenii fiind înscriși ca membri în cadrul organizația noastră pe această platformă, vor comunica mai ușor chiar cu președintele nostru și cred că este un real progres. V-aș întreba acum despre acțiunile pe care le veți desfășura și în ce zone, cum vedeți aceste acțiuni, ce tip de acțiuni veți desfășura în continuare? Păi e clar că acțiunile din anul 2021 și nu numai, cred că se vor focusa în primul rând pe activități educaționale și în mod special de sănătate, având în vedere contextul pandemic în care suntem acum. Vom începe încet, încet să lucrăm la aceste acțiuni și pe lângă aceste acțiuni prioritare vom face și activitățile de reorganizare a noastră din toate punctele de vedere. Aveți în vedere desființări de filiale, de sucursale? Nu neapărat, de mite, nu neapărat, pentru că ce vreau să vă zic, la noi, la județul Mureș, de exemplu, sunt peste 36 de sucursale la care și în acest moment avem structuri cu care am lucrat de foarte mult timp, în care avem și rezultate, avem și consilier local. Eu zic așa că o să încercăm ca actualele conduceri care sunt acum să atragem tineri, să încercăm să facem acest schimb de generații, pentru ca încet, încet 2024 să fie pregătit așa cum trebuie, să fie un nou suflu în cadrul structurii noastre, cred că nu numai la Mureș, cred că în toată țara se va întâmpla acest lucru și vom pregăti generația de mâine a acestei organizații. E nevoie de această schimbare, nu? Este 100% este nevoie, sunt de acord și eu, am înțeles acest lucru. La noi, la Mureș, acum suntem într-o continuă căutare de tineri pe care să-i atragem către noi. Așa cum am zis, în aceste programe de finanțare pe care noi încercăm să durăm cu administrațiile publice locale, încercăm să aducem acești tineri
să încercăm să facem ceva pentru ei, ca după aceea să putem să aducem și în cadrul vin, asociației noastre. Vin tinerii, găsesc o motivație puternică pentru a veni la dumneavoastră sau le oferiți o motivație puternică? O motivație puternică cred că o reprezintă atracția acestor fonduri europene, pe care noi suntem foarte activi la nivelul județului Mureș. Eu încerc să inoculez accesarea de programe de finanțare, pentru că cred că rezolvarea unor probleme în favoarea comunității va face și comunitatea ca să se întoarcă către noi, să avem și parteneri politici în 2024, iar tinerii pe care noi încercăm să-i aducem în cadrul acestor proiecte găsesc o sursă de fiecare clar. Iar cealaltă parte, îi atragem încet, încet, pas cu pas, către noi să ne cunoască, că suntem oameni serioși, că Partenerul este o organizație fanion și în care ei pot să se regăsească acolo, să poată să activeze. Să se dezvolte, exact, cum au făcut exact. Alți tineri care au ajuns exact, da, da. În structurile înalte ale asociației. Câteva dintre sucursalele foarte bine organizate la dumneavoastră în județul Mureș. Ne-am zis, am luat ceva mai devreme, vorbeam cu antevorbitorul dumneavoastră, am luat numărul 5, am zis 5 sucursale, dacă puteți să ne... Dar poate sunt mai puține, mă gândesc, sau poate sunt mai multe, nu știu. Da, păi dacă vreți pot să vă zic și începe așa, din partea de nord a județului Mureș, este vorba de Deda, este vorba de Reghin, este vorba de Gornești, este vorba de Târgu Mureș, este vorba de Sărmaș, este vorba despre Zau de Câmpie, este vorba de Mica, este vorba de Sobata, este vorba de Sfânt George de Pădure și aș putea să mai continui, sunt Suplacu și așa mai. Sunt puternice pentru că sunt comunități compacte de romi acolo sau sunt, pentru că au dat consilieri sau care ar fi criteriile? Și una și alta. Și una și alta. Deci v-am zis că avem niște structuri cu care lucrăm de 10-15 ani, care sunt foarte bine stabilizate din punct de vedere politic acolo. Avem o foarte bună relație cu administrațiile publice locale, iar liderii noștri sunt și consilieri locali acolo, au câte 2-3 mandate deja, deci sunt bine ancorate și mai ales că noi am venit și cu o infuzie de fonduri europene în cadrul acestor comunități. Și atunci lucrurile se leagă una cu cealaltă și cred că aici noi deci pedalăm pe acest aspect de a veni cu niște fonduri către probleme pe care le au aceste care comunități, exact, și după aceea așa reușim ca să ne apropiem de membrii noștri și de problemele pe care le au. Iar asta și ei capătă încredere în dumneavoastră, sigur. Exact. Iar administrațiile publice locale și ele, cum să zic eu, agrează această idee, pentru că sunt foarte mulți primari care sunt conștienți că au anumite probleme legate de comunitățile de drum, dar nu au surse de finanțare. Ori noi când venim și cu problema pe care o avem, dar și cu soluția de a accesa niște programe care să rezolve aceste probleme, atât se bucură atât administrația publică locală și mai ales membrii comunității. Administrația publică locală pentru care sunteți un partener foarte da, bun, pentru că degrevăm bugetele locale din niște cheltuieli pe care ei oricum ar trebui să le facă. Pentru că, de fapt, rezolvarea acestor probleme nu este, de fapt, asta obligația noastră. Este, de fapt, obligația administrațiilor publice locale. Tocmai de aceea ziceam că sunteți un partener de nădejde în această situație. Vă mulțumesc, domnule Zelariu, și vă doresc mult succes în tot ceea ce... Cea mare plăcere și eu vă mulțumesc. Ne oprim aici, dragi prieteni, cu această discuție. O voce puternică a Partidului Romilor Pro Europa, doamna Viorica Gotu, o femeie puternică, este aici cu noi în studio, doamna Viorica Gotu. Cum vi se pare această adunare generală? Ce au fost desființate anumite filiale din țară, anumite sucursale? Cum vedeți acest lucru? Eu îl văd benefic, pentru că atunci când te hotărăști să desființezi o filială, este clar că ceva acolo nu merge și atunci, prin desființarea ei, probabil că motivezi pe cei care până la data respectivă nu și-au făcut treaba, îi motivez să-și facă treaba. A fi lider nu înseamnă a fi stăpânul cuiva. A fi lider înseamnă să lucrezi pentru un anumit grup de persoane și să faci în așa fel încât să aibă încredere în tine. Și dacă tot am vorbit despre acest lucru, vreau să-ți spun că mai nou
ne chinuim cam de multișor. Și acum chiar aș vrea să mulțumesc acelui deputat de la comunitatea evreiască din grupul parlamentar al minorităților naționale. Am înțeles că a avut un rol mai important decât a altora și s-a aprobat legea 154-2021. Această lege, de fapt, completează, modifică legea 105-1999, care a dat dreptul deportaților romi să aibă recunoaștere și din partea statului român, în condițiile în care tatăl meu lupta pe front în cel de-al doilea război mondial, familia lui, formată din părinți, surori, mama, soția lui cu doi copii, au fost deportați în Transnistria. Când tata a aflat, a trebuit sfătuit de un colonel unde el era ordonanță, pentru că era rănit. Nu, era rănit pe front și a devenit ordonanța acelui colonel. Acela l-a sfătuit să meargă la București, a venit cu o adeverință prin care s-a spus că familia lui nu trebuia deportată, numai că atunci când a ajuns în Transnistria, tatăl lui, o soră, un frate, nu mai erau în viață. Ce să mai spun, că un frate de-al lui era chiar mort pe front. Vreau să spun că aveam două mătuși supraviețuitoare. Una dintre ele chiar ați filmat-o și a rămas în biblioteca noastră. Da? Vreau Mama să Maria, spun, nu? Da, Maria Spiridon, de fapt Maria Gotu. Eu i-am regăsit pe lista, mi-a trimis Petre Matei, istoricul, care a lucrat și el pe legea 189 foarte mult, lucrează la Institutul Național al Holocaustului, un istoric și un băiat foarte destupat la și minte, implicat în această problemă, acțiune. Da? Vreau să spun că el mi-a trimis listele, nu știu de unde a făcut rost de ele, abia atunci mi-am regăsit familia pe acele liste și abia atunci eu am aflat câți ani avea bunica mea când a decedat. Deci mie atunci când statul român a recunoscut în această indemnizație deportarea romilor, mi s-a părut că am răzbunat toate rudele mele și pe toți cei care au decedat acolo sau care s-au chinuit și faptul că a fost un lucru pe față această recunoaștere, că i-am bucurat și pe ei. Iată că ne-am străduit și că de aici am pornit și am ajuns la legea 154-2021, care vine și o completează pe cea din 1999-105, prin care dă dreptul și la moștenitorii celor care au fost deportați. Gândiți-vă dumneavoastră că la nivelul județului Galați au fost 1800 de dosare recunoscute, da, de Casa Județeană de Pensii Galați, prin care li s-a recunoscut calitatea de deportat. Dacă fiecare dintre această persoană are 2-3 copii, gândește la acest moment cam câte dosare voi avea eu un lucru. Și mi-am propus, începând cu 1 iulie, deși din 6 iunie legea a fost aprobată, avem și normele metodologice la ea, știm și ce acte trebuiesc, știm și care sunt formularele tip de declarație și de cerere către Casa de Pensie, numai că mi-am propus de la 1 iulie să încep să lucrez, pentru că vreau să terminăm cu copiii noștri care vor da admiterea la liceu. Mi-am propus să fac absolut toate dosarele și să nu mai las șarlatanii care pentru interesul lor personal merg și păcălesc că le face dosarele, culmea care, că cei care au dreptul își pot face dosarul și singur. Dar eu mi-am propus, pentru a nu bloca activitatea Casei de Pensii, da? Mi-am propus să colaborez cu ei, am încheiat și un protocol în acest sens și toate dosarele să se facă la sediul nostru din Galați, da? Să se facă inclusiv cu absolut toate echipamentele noastre, Xerox, calculator, să pun la dispoziție absolut tot, pentru că chiar vreau să-mi închei cariera și politică și activitatea mea în biroul județean pentru romi și absolut tot ceea ce înseamnă activitate. Vreau să o închei cu aceste dosare. Dar să revenim la tema noastră, adunarea aceasta generală. A apărut un aspect nou în propunerile acestei adunări generale. Se creează o mare platformă IT, doamna Gotu. Da, pentru mine nu este o noutate. Doamna, nu este lucrați complicat în administrație. Absolut deloc. Păi ia gândiți-vă dumneavoastră, de ce se tem colegii noștri? N-au de ce să se teamă, pentru că fiecare dintre ei văd că este foarte, foarte bun pe Facebook, pe alte rețele de socializare. Și foarte activ. Și atunci de ce n-ar ști să completeze acele câmpuri? Că nu este greu deloc. Nici pentru un începător nu este greu. Totul e să vrei. Spuneți-mi, vă rog, acțiunile pe care le veți desfășura. Cum le vedeți? În ce zone veți implementa? Ce tip de acțiuni?
Deocamdată să terminăm cu elevii noștri. Am 132 de copii înscriși pe locurile alocate minorității romilor. Noi avem la nivel de județul Galați vreo 168 de locuri. O să spuneți că sunt suficiente, pentru mine nu, pentru că de această dată este primul an în care, deși inspectoratul școlar spune că a dat suficiente locuri pentru copiii romi și că au dat acolo unde trebuie, eu vă spun nu din toată experiența mea, pentru că majoritatea dintre ei vor vrea să meargă pe uman, iar cele mai multe locuri sunt pe rea. De fiecare dată am avut locuri exact acolo unde își doresc copiii noștri să meargă. Doamna Gotu, vă mulțumesc. Deci mergeți pe zonele acestea de educație și aceste reparații morale, zicem morale, chiar dacă implică și ceva financiar. Și vreau neapărat să duc cel puțin 25 de lideri activi, îi duc într-o vizită la Auschwitz. Deci ăsta va fi iarăși un obiectiv pe care în acest an chiar vreau să-l îndeplinesc. Mult succes vă doresc! Mulțumesc! Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. A fost adunarea generală a romilor, a venit cu schimbări, ați văzut cum stau lucrurile în structurile acestei organizații, cum stau lucrurile în comunitățile de rom din țară, care sunt nevoile, care sunt lucrurile care trebuie schimbate, care trebuie reparate. Rămâneți în continuare de-a lungul timpului cu emisiunea Din Viața Romilor, pentru că aveți multe lucruri de aflat despre această etnie fascinantă, credeți-mă. Cu tot respectul pentru toți telespectatorii care ne urmăresc sâmbătă de sâmbătă, ca de altfel și pentru alte categorii de telespectatori care se intersectează cu emisiunea noastră de la Național TV, Din Viața Romilor, îi rog să-mi scuze tonul acid din această scrisoare. Doresc să precizez faptul că am absolvit Facultatea de Științe Politice și că vreme de 16 ani am condus Comisia pentru Drepturile Omului, Culte și Minorități Naționale din Parlamentul României. În toată activitatea mea politică, de după 1990 și până în prezent, obiectivul meu principal a fost și este grija față de copiii societății românești. Fără niciun fel de discriminare, subliniez faptul că școala trebuie să fie locul unde absolut toți copiii acestei țări trebuie să fie educați, pentru că ei reprezintă viitorul. În ultima perioadă, în spațiul public, s-a discutat de multe ori problema educației sexuale în școli, începând cu elevii clasei a 5-a. Au fost foarte mulți politicieni care au făcut tot felul de afirmații, zic eu, habarniste, dar au existat și politicieni care prin declarațiile lor au jignit, au sfidat și au ignorat multe persoane care au copii la școală. Din punct de vedere politic, pe agenda publică a Guvernului României și a Parlamentului ar trebui să existe trei puncte în discuție. 1. Cum putem evita un eventual val 4 al pandemiei COVID-19 pe teritoriul României? 2. Cum să ne prezentăm la Comisia Europeană cu un plan de redresare și reziliență cât mai aproape de adevăr? Și 3. Cum reușim să relansăm economia românească pentru ca administrația centrală, Guvernul României, să aibă bani atât pentru majorarea pensiilor, cât și pentru creșterea alocațiilor pentru copii. Stimați telespectatori, tema propusă spre dezbatere de către actuala alianță guvernamentală și anume educația sexuală la clasa a 5-a, este o temă falsă, venită întocmai pentru ca populația să nu mai fie atentă la temele mai importante precizate mai sus. Faptul că în școală este necesar să se predea o materie precum biologia, aducând cu sine noi capitole în materie care vorbesc despre sănătatea și cunoașterea corpului uman, este cât se poate de normal. În schimb, ceea ce a propus Barna și USR-ul lui este de-a dreptul strigător la cer, și anume obligativitatea educației sexuale începând cu clasa a 5-a. Trebuie să subliniez faptul că Barna și alți miniștri din actualul guvern, ca de altfel peste 30% din actualul parlament, nu au copii. Deci, prin deducție, Barna și useriștii lui sunt habarniști în ceea ce privește creșterea unui copil. Îi întreb pe acești habarniști politici, amatori de tot râsul, ce au făcut ei până la vârsta de 40 de ani, de nu au făcut copii? A, înțeleg, nu li s-a predat, începând cu clasa a 5-a, educația sexuală. Măi băieți, când s-a pus problema ca în școală să se introducă educația religioasă, ați sărit ca și iarși. Motivul îl cunosc, pentru că pe Dumnezeul vostru îl cheamă... Și acum veniți să ne impuneți nouă să ne educăm sexual copiii de la vârsta de 10-11 ani. Măi nebunilor, voi ați auzit ce spuneți? Următorul pas pentru mințile voastre bolnave este să se treacă și la proba practică, probabil.
Stimați telespectatori, vă reamintesc faptul că un mare ziarist, critic și foarte critic, inclusiv la adresa mamei sale, a fost surprins la mare la nudiști, în costumul lui Adam, cu doi copii minori, o fetiță de 5 ani și un băiețel de 7 ani, care de asemenea erau dezbrăcați, inclusiv soția lui. Mai rău de atât, există un sociolog, eu îl numesc mormolog, al romilor, care și-a dat cu presupusul cam cum e cu educația sexuală în școli și, vezi, Doamne, e bine să primească educație sexuală de la vârsta de 11 ani, decât la 14 ani fetele să fie însărcinate. Sociologul de serviciu, abonat al fondurilor europene, un al useriștilor și nu numai, nu are nicio treabă cu comunitățile de romi. El este un mercenar, îl interesează doar banii și atât. În încheiere vă spun așa, să știți că drepturile omului, inclusiv ale copiilor, trebuie să fie respectate până la limita în care nu lezează și nu încalcă cu bună știință drepturile altei persoane din preajma sa, așa că îl felicit pe domnul ministru al educației pentru poziția fermă pe acest subiect și anume aceea că fără acordul părinților nu este posibilă participarea copilului la orele de educație sexuală. Iar domnului Barna îi dau un sfat, să folosească mai rar mâna dreaptă cu care să mai și voteze. Măcar până la 50 de ani să simtă ce înseamnă să-ți plângă un copil în brațe.